Această dimineață, alături de astrologul și numerologul Corina Leonte, o să descifrăm cifrele și numerele din viața noastră. Corina, bună dimineața. Bună și dimineața, bine ai revenit. Daniela. Bine te-am găsit. Așa, noi în această dimineață ne propunem ceva tare complicat. Suntem înconjurați de numere și de cifre. Avem numărul de telefon, avem numărul apartamentului, numărul de la locul de parcare, de ce nu plăcuța de matriculare a mașinii. Alegem noi numerele? Sunt ele întâmplătoare sau cumva ele ne aleg pe noi? Eu am observat că numerele cumva mă urmăresc. Opa! Pentru că ai văzut, odată ce fac matematică și mi-a plăcut tare mult. Așa. Și după care astrologia la fel ține de numere și acum iarăși numerologia. Uite, vezi? Tot, numai numere în jur. Da, e adevărat că numerele cumva ne aleg pe noi, dar și noi le alegem pe ele. Pentru că uite, ne-am înțeles cu tine să ne vedem acum la 7:36. Da. Deci cumva noi am ales timpul ăsta. Adevărat. Da, și multe lucruri pe care le putem alege conștient, dar și numerele ne aleg. Uite, în momentul în care te-ai născut, nu ai avut tare mult de ales. Te-ai ales numerele, da? Pentru că în ziua în care te-ai născut, luna, anul de naștere formează în total cifra, se reduce printr-o adunare la cifra destinului. Așa. Și numărul ăsta, cifra asta cumva te-ai ales pe tine. Și te caracterizează. Uh-huh. Eventual în numerologie, cât și în astrologie, ele sunt absolut interlegate. Există foarte multe sugestii cum să alegi un număr de mașină, da, număr de apartament, numărul zilei în care trebuie să faci o schimbare anume. Mai este și încă numărul ăsta favorabil financiar, se spune, da? Adică sunt multe, multe numere care ne înconjoară și cumva ne influențează. Bun, dar hai să presupunem că ora și data la care noi ne naștem o alege soarta, o alege bunul Dumnezeu și pregătirea organismului mamei, da? Exact. Cumva ele ne influențează și destinul. Dar numerele și cifrele pe care le alegem noi ne influențează și ele dacă le alegem. Dacă nu ne sunt sortite. Da, vezi cum se zice că destinul este mai bun a omului sau soarta sau karma, zicând altfel, a celui care cunoaște mai multe. Cunoașterea, știința ne face pe noi mai puternici și mai de succes. Și în momentul în care știi ce număr să-ți alegi, pentru că eventual, da, poți să-ți alegi, dar care anume număr, da, te face mai puternic. Și cel puțin eu, din perspectiva mea, din experiența mea, am observat că eu mai ales cumva numerele, hai să zicem, de la mașină, de la numărul, se spune că este un număr de succes financiar, în sensul în care dacă prestezi servicii, costurile serviciilor tale, poți să le, să le legi cumva cu un număr special. Și ceea ce te ajută să fii, să avansezi în ceea ce faci, să fii mai succes, da? Și ele cumva, știi, ajută. Bun, că sunt foarte multe numere. Eu pentru fiică mea am ales un număr special pentru ca să învețe mai bine, deci cumva din perspectiva acest număr i-am calculat în ce direcție trebuie să stea când învață lecțiile și face temele și te lucrează. Nu știu cumva, dar ele le influențează eventual. Dar vorbim aici despre efectul placebo sau totuși ține de energia universului? Ține de energia universului. Pentru că, uite, câte cifre avem? 9 cifre, așa-i? Așa. Cifre, nu vorbesc cifre, de numere. Da. Da. Vorbesc de cifre și avem 9 planete. Deci, de fapt, fiecare număr cumva este conectat cu o planetă. Deci nu este vorba de anume numărul acela, da, 1 eventual, nu. E vorba că numărul 1 corespunde planetei Soarele și cei care au, să zicem, numărul, cifra destinului 1, atunci sunt cei mai buni lideri, pentru că ei sunt ca niște soare. Apropo, ar fi interesant să calculăm numărul tău de destinului. Eu presupun că trebuie să fie 1, cu siguranță. O să calculăm după emisiune, cumva ne oprim un pic și tatonăm terenul. Uite aici încă o întrebare. Din punct de vedere astrologic, numerologic, ne este atribuită o cifră sau un număr? Da, calculând, experții, voi calculați e și ne spuneți. Simplu, se poate calcula foarte simplu. Cum? Se adună toate cifrele, ziua de naștere, de exemplu, te-ai născut pe 24 ianuarie, deci 2 plus 4 plus ianuarie e luna 1. Așa. Și plus toate cifrele din an, 1980, deci 1 plus 9 plus 8 plus 0. Le adun pe toate, da, se obține un număr, iarăși dacă e număr din două cifre, iarăși adun pe ele, până reduci la o singură cifră. Tot aduni și aduni. De exemplu, obții până la final 24, atunci aduni 2 cu 4 și obții 6. Deci cifra 6 este cifra destinului tău. Bun exercițiu pentru dumneavoastră, stimați spectatori. Poate în această dimineață ați identificat și soluția. Bun, dar de exemplu, mie mi este atribuită cifra 5 sau 7. O să calculez după, vă promit că revin cu detalii. Dar sunt oameni care susțin că potrivit intuiției
le este mai norocoasă cifra 7, bună oară? Sau, uite, mă urmărește cifra 8. Unde mă întorc? Tocmai, păi da. Atunci, se întâmplă ele să nu corespundă, da? Ceea ce susțin astrologii și numerologii și ceea ce susține realitatea. Ce cifră alegem în cazul ăsta? Uite, vezi cum ai zis tu, se observă. Deci omul care cumva este în temă, pentru că nu fiecare om știe, nu știu... Nici nu atrage atenție. Nu atrage atenție, absolut. Ba, nu, habar n-are nouă de cifrele pe care... Nici nu simte că urmărește cineva. Dar cifrele, persoana care este cumva în temă, observă că ora care s-a uitat la ceas, oh, e exact 222, da? Sau da, că a trecut, nu știu ce, un automobil cu numărul ăsta. Sau că vede ceva pe un billboard, numerele astea. Deci cumva el simte că are o conexiune cu o cifră și îi aduce noroc. Așa. Am observat pe eventual pentru persoanele în care vin și se adresează. Corina, tu știi, calculează-mi tu numărul meu de noroc. Și eu îi zic, uite că e cifra 5. Oh, știam de asta, pentru că am observat. Și cuiva îi calculează și zic, ah, da, bine, am să știu. Adică, ca să vezi. Ca să vezi că, mă rog, nu... Dar ce se întâmplă în cazul oamenilor care achită pentru anumite numere? Vorbim de numărul de telefon sau de numărul de matriculare, pentru că aici dacă pui un bănuț deoparte sau în surplus, ți-o alegi. Mai influențează ele destinul sau aici se pierde un pic? Se zice atunci când îți calculezi sau îți alegi numărul de la mașină, atunci mașina asta îți va servi mai mult timp. Asta este vorba. Din punct de vedere geotic, se spune că mașina asta îți va servi foarte mult timp, adică fără ca să-ți aducă defecte, fără pentru... eventual vei avea cu ea mai bună experiență de driving, okay, adică vei fi cumva aici mai... vei avea o conexiune mai bună cu mașina respectivă. Ca un obiect material care l-ai în soarta ta și trebuie să te folosești de el și de el o să-ți aducă mai mult... Hai să trasăm și să facem o analogie între folclor, superstiții și astrologie. Noi, în general, avem parte de multe proverbe și superstiții, dar la noi toate țin de roadă, toate sunt de bine. Am înțeles deja cum o să calculăm cifra noastră norocoasă, adunăm toate cifrele ce fac parte din ziua, luna, anul nașterii, da? Exact. Și obținem o cifră. Da. Dar există un număr al ghinionului pentru fiecare în parte? Eu, din perspectiva experiențelor și nu doar din teorie, da, am observat că lucrurile astea sunt foarte individuale. Nu poți să zici că, uite, numărul, nu știu, 13 îți aduce nenoroc. Așa. Nu e adevărat. Cuiva poate să-i aducă dimpotrivă foarte mult noroc. Este foarte individual. N-aș spune că sunt cifre care cumva sunt negative și ne pot influența într-atâta încât, știi, n-ai să poți să faci nimic. Nu, eu sunt de părerea, și nu doar eu, dar și Jyotish este de părerea că tu îți creezi realitatea, tu îți creezi viitorul și indiferent de cifra pe care, hai să zicem, mâine avem eclipsă de soare și dacă o să ne gândim, voi, eclipsă de soare, atât de negativ și o să ne... Eventual asta sigur că o să ne influențeze negativ, da? Și dacă să mă gândesc că mâine este, I don't know, data cu tare și nu-mi place numărul ăsta, eventual vezi cum omul cumva impune ziua asta, deci să fie așa, cumva o programează. Vorbim de materializarea gândurilor și setarea noastră pe o undă anumită. Da, ideea este că George spune că noi suntem liberi. Liberul arbitru. Dar noi suntem liberi în a alege, în a cunoaște, în a acționa. Și universul ne vine cu niște, ne șoptește ce ne poate ajuta și de ce ne putem, ce putem evita în momentul în care e necesar. Și atâta e tot. Dar până la urmă și cea mai negativă zi poate fi prefăcută într-o zi foarte frumoasă. Cum? În primul rând, așa cum o faci tu zilnic. Așa. Prin atitudine pozitivă, așa, printr-un spirit înălțat, prin acțiuni potrivite circumstanțelor, se poate crește energia în orice acțiune și în orice zi, indiferent de numărul pe care o poartă. Uite, Corina, am înțeles deja că noi suntem responsabili de trasarea destinului, cumva, prin acțiunile noastre, prin gândurile noastre, dar multă lume susține că cifra 6 sau combinația 6-6, unde mai pui că 3 de 6 este fatidic, spune lumea că cifra 6 este una malițioasă. De ce? Cifra 6 este legată cu Venus, asta e cifra ei. Și anul 2022 este al anului Venus. Ia... adunați cifrele anului 2. 2 plus 2 e 6. E 6 eventual, da? De asta cumva lumea s-a avut frică. Cei care, mă rog, iară sunt în temă, interesați. Ce ne aduce anul 2022? Și noi cumva am văzut ce ne aduce anul 2022. Încă mai trăim. Încă mai trăim, mai suntem încă. Și de asta este frica de această cifră. Cifra 6 ne învață să iubim, să avem dragoste. Să iubim pe toți din jurul nostru
și să nu facem între noi, să nu, vezi cum? Adică dragostea salvează lumea. Deci această cifră 6, de fapt, îi salvează, ne salvează în cazul în care noi suntem conștienți și știm să, să tratăm pe fiecare, indiferent de naționalitate, cu culoarea pielei, religie, nu știu ce, să tratăm cu dragoste, respect și, și primire. Prin empatie putem deci cum, soluționa. Deci nu trebuie să ne avem frică de această cifră 6, dar așa, din potrivă să o, să o exersăm prin dragostea față de cei din jur. Exercițiul iubirii ar trebui să fie pe ordinea zilei pentru fiecare dintre noi. Eu îți mulțumesc tare mult pentru că ne-ai deschis această cutie a Pandorei, dar cu surprize frumoase, pentru că o să știm deja cum interpretăm anumite cifre. Să știi că te mai așteptăm, că domeniul ăsta e atât de vast, e atât de bogat, dar stai că mi-am amintit, nu dau voie să pleci până când nu aflu. Avem un cuplu care s-a format recent, da? Cifra mea norocoasă este 5, cifra partenerului este 3. Există o legătură compatibilitate între aceste două? Ca și cum ar fi, da. Există, da, se zice că sunt cifre, de exemplu, 6 cu 8 nu prea se combină, 1 cu 12, 1 cu 2, adică cumva astea nu prea se combină, dar iarăși, compatibilitatea o creează omul. Din experiență îți vorbesc, 10 ani de zile consum, mai mult de 10 ani sunt, și am văzut persoane care sunt absolut incompatibile sau compatibile la 10% și au putut să creeze o familie și să... să aibă și copii, și business, și tot ce își doresc ei, și să fie fericiți și să fie conștienți. Super, am înțeles și această lecție. Mulțumim din toată inima. Ne revedem în foarte scurt timp.